numărul consilierilor aleși este număr de 9, cei care au fost validați de către instanța de judecată 9, nu avem astăzi niciun absent și le mulțumim încă o dată lor că sunt alături de noi. În urma alegerilor locale care au avut loc în 27 ianuarie 2020, secretarul general al Comunei Saraiu a depus o cerere la judecătoria Hârșoa, unde s-a constituit dosarul 1637/842 din 2020. Prin încheierea civilă 512, în ședința Camerei de Consiliu din 16.10.2020, instanța de judecată dispune: admite cererea formulată de Comuna Saraiu prin secretarul general și validează mandatele consilierilor locale aleși potrivit rezultatului alegerilor locale din 27 ianuarie 2020, după cum urmează. Micu Emilia, Cojan Mihai, Iancu Emilia, Iordan Gheorghe, Pătrulescu Aurel, Mocanu Pavel, Baciu Mihai, Iancu Gheorghe și Păcurarul Iogen. Față de această situație de fapt și de drept, apreciez că sunt îndeplinite condițiile ca în ordine alfabetică dumneavoastră să urcați și să depuneți jurământul de credință față de Comuna și de cetățenii care v-au ales. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Saraiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Saraiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Saraiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Saraiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă putere spre ce vrea mea pentru binele locuitorilor și Comunei Saraiu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Instanța de judecată, analizând dosarul doamnei, cred că nu e o surpriză, nu? A dispus validarea mandatului doamnei Irinia Dorina, candidat al Partidului Social Democrat. Cu alte cuvinte, a fost declarată primarul dumneavoastră. Felicitări! Doamna primar, vă rugăm să depuneți jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună știință tot ceea ce îmi stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Saraiu. Așa să ne ajute Dumnezeu! Doamna primar, pentru că aveți un mandat încheiat și nu început, îmi permite să vă dau deja, să vă mulțumesc. Vă doresc un mandat cu multe implicare, cu promisiunea că împreună vom dezvolta localitatea Saraiu și vom, de fiecare dată, vom implementa mai presus de orice culoare politică interesul cetățeanului familiei Saraiu. Vă mulțumesc!
Prin urmare, vreau să vă prezint componența Consiliului Local Saraiul. Componența este din 9 consilieri, așa cum a validat astăzi doamna subprefect, componența fiind următoarea: 7 consilieri ai Partidului Social Democrat, 1 consilier al Partidului Național Liberal și 1 consilier de la Uniunea Națională USL. Cu acest prilej vreau să vă rog ca din momentul acesta să considerăm că suntem o singură ființă pentru comunitatea Saraiu, pentru că numai împreună, făcând abstracție de culorile politice, considerând că alegerile s-au terminat, mandatele noastre au fost validate, să putem îndeplini promisiunile pe care noi le-am avut în campania electorală, respectiv de a dezvolta familia Saraiu. Aș vrea să-mi permiteți, distinsă doamnă subprefect, suntem onorați de prezența dumneavoastră și să-mi permiteți să vă ofer cheia localității Saraiu și pentru că suntem femeie alături de o femeie puternică, așa cum sunteți dumneavoastră, să vă mulțumesc și să-i mulțumim bunului Dumnezeu că a binecuvântat ca validarea mea și a Consiliului Local Saraiu să fie făcută de către dumneavoastră. Permiteți-mi să vă ofer acest însemn și un buchet de flori, pentru că dumneavoastră sunteți o floare. Mulțumesc! Binele din lume, un mandat ușor, oricând la dispoziția dumneavoastră și a comunei dumneavoastră. Iată, Dumnezeu a binecuvântat ca astăzi să putem fi împreună într-un moment solemn, într-un moment important atât pentru suflet cât și pentru comunitatea Saraiu, investirea Consiliului Local și a cea de primar, respectiv pentru mandatul 2020-2024. Importanța și obiectivele pe care mi le-am propus a le desfășura în acest mandat sunt obiective importante pentru dezvoltarea localității, pentru ca Saraiu să devină o comună europeană. În momentul de față avem 4 proiecte în desfășurare: finalizată asfaltare Dulgheru, construire podețe Dulgheru, modernizare, extindere și dotare dispensar uman Saraiu, grădiniță Dulgheru finalizată, modernizare și dotare gospodărie de apă Saraiu. De asemenea, motivația mea de a merge mai departe a fost ambiția de a-mi lăsa amprenta în localitatea Saraiu, de a duce la îndeplinire asfaltarea localității Saraiu în întregime și nu numai un canal de intercepție ape fluviale, care este deosebit de important pentru comuna Saraiu, deoarece în condiții când sunt interperii, întotdeauna avem probleme în localitate, respectiv inundații. Cele două proiecte sunt aprobate fără finanțare. Sperăm ca în curând să primim finanțarea necesară pentru a putea începe procedura de licitație a celor două obiective și îndeplinirea acestora. Desigur, dacă mă întrebați, noi avem un pachet de alte obiective importante pentru dezvoltarea comunității Saraiu. În curând sper să înceapă construirea celor două blocuri ANL, locuințe pentru tinerii din comuna Saraiu, pentru că, sinceră să fiu, îmi doresc ca tinerii din familia Saraiu să rămână aici, acasă, alături de noi și împreună să putem dezvolta localitatea Saraiu. Curând va începe implementarea proiectului Groapă de Gunoi Menajer în localitatea Saraiu, proiect care este finanțat și desfășurat pe Ministerul Mediului. De asemenea, noi mai avem un proiect de suflet, înființarea unui cămin de bătrâni pentru toți bătrânii din familia Saraiu. Și nu ne oprim aici. Gândesc construirea unei cantine sociale, să venim în sprijinul familiilor defavorizate de aici, pentru că întotdeauna este bine să fii cu sufletul alături de oameni și în mijlocul lor.
Spuneți-ne, cum vedeți colaborarea cu Consiliul Județean, dată fiind faptul că este o altă culoare politică acolo? Eu sper ca Dumnezeu să ne lumineze pe toți la minte și, așa cum este firesc și necesar, să ne unim cu toții la oaltă și să nu mai existe culoare politică și împreună să facem politica cetățeanului, a cetățeanului de aici, din mediul rural, a cetățeanului din mediul urban și a cetățeanului din capitală, pentru că, fiind în interesul cetățeanului, de aceea suntem aleși locali. Să putem reprezenta interesul cetățeanului și sper ca domnul președinte să aibă înțelepciunea să nu mai existe culoare politică și împreună să putem dezvolta comunitățile din mediul rural, cât și județul Constanța.